Pentru săgetători continuă un traseu astral încărcat de vibrații bune care le induc sănătate, optimism, încredere, deschidere spre tot ceea ce se petrece în jurul lor, dorință de cunoaștere, capacitate de implicare, de participare sau de rezonare la o serie de invitații și de situații care, chiar dacă nu îi privesc direct, cel puțin din postură de spectator sau de participant cât de cât activ, să le aducă motivație, satisfacție, împlinire și bucurie. Pot în felul acesta să se distreze, să călătorească, să citească, să petreacă în felul în care le este specific prin vârstă și educație. Nu chiar toți săgetătorii beau, deși consumul de alcool uneori exagerat este o trăsătură a zodiei. Acum însă, mai importante, par a fi alte tipuri de plăcere, de desfătare sau de împlinire sufletească, trupească, mentală sau spirituală. Cum ar fi, de exemplu, arta, cunoașterea, lectura, învățătura, progresul de orice fel. Alții sunt dedați aventurilor în care cunoașterea celuilalt, fie el bărbat sau femeie, reprezintă o miză importantă, pentru că, în egală măsură, reprezintă sau le permite și posibilitatea autocunoașterii prin criterii de referință, prin verificarea a ceea ce simt, ce pot, ce vor, ce le place și să respingă ceea ce nu este convenabil structurilor interioare. Și săptămâna trecută invitam la prudență și la circumspecție atunci când este vorba de stabilirea unor noi relații de prietenie, de colaborare sau de vecinătate ori de asociere. Asta nu înseamnă că trebuie să fie răutăcioși, ostili sau să fie blocați într-o dimensiune a suspiciunii fără sfârșit, ci doar să aibă capacitatea de a tria, de a observa și mai ales de a stoca acele informații care le parvin printr-o observație atentă. Felul în care se poartă, vorbesc, gândesc, reacționează, decid o serie de oameni este de multe ori o carte de vizită pentru ceea ce poate fi mai târziu explicația unei prietenii durabile sau a unei dușmănii care, iată, dacă sunt în posesia cunoașterii, nu este deloc inexplicabilă. Trebuie să aibă în felul acesta avertismentele necesare la purtător pentru a nu fi păcăliți, exploatați sau puși în situații neplăcute. Nu odată prietenii pot să îi lingușească, să aibă, prin tot felul de gesturi, tentația de a-i cuceri, tocmai pentru a le aplana această stare de veghe, această capacitate de a observa, să-i inducă în eroare, să le abată atenția pe alte aspecte și să tragă concluzii greșite. Dacă de 3, 4, 5 ori la rând își fac unii calculul, un săgetător va spune despre o persoană: vai ce om drăguț e, vai ce cum se cade e, vai ce simpatic e, va lăsa garda jos și nu va mai fi atent mai departe ce face. Iată o strategie. După ce l-a cucerit, l-a păcălit și l-a convins că în aparență este o persoană de încredere, acela începe să-și construiască jocul. Nu odată egoist sau chiar cu încălcări ale unor principii morale sau chiar alegii. Ulterior, cine se va uita? Vai, ce drăguț părea și ce cum se cade, lăsa impresia că este acela. Vai, 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 cum m-am păcălit. Ei, ca să nu se ajungă într-o astfel de situație, săgetător este bine de acum încolo, până la vara viitoare, să fie foarte, foarte atenți. Este dimensiunea esențială a acestui cer astral, o ipostază care s-a instalat în după amiaza zilei de 7 decembrie și care îi va urmări cu insistență.